un dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună nu moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin. Așa începe Pavel acest capitol. Așa continuă ceea ce a lăsat data trecută, când spunea Pavel, o nenorocitul de mine, și pe urmă a fost această, vai, de unde, cum? Cine mă va ispăfi? Cum voi birui? Cum voi avea putere să merg mai departe? Ce se va întâmpla cu mine? Și continuă și spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Și acum Pavel vine și deja din acest punct trece la lucruri concrete, practice, pentru viață, despre viață, despre cum să trăim. Pentru că această biruință asupra păcatului, această biruință asupra firii pământești, nu este doar în teorie, ci se poate împlini astăzi cu tine și cu mine. Viața trăită prin credință poate fi o realitate pentru fiecare din noi. Amin? Și atunci Pavel începe și spune, nu mai este nicio condamnare. Ce înseamnă asta, nu mai este nicio condamnare? Implică două lucruri. În primul rând, acuzarea sau fapta condamnabilă rămâne. Vedeți, sunt așa de mulți oameni care încep să trăiască astăzi cu mult prea mult tupeu. Cu atitudine de superioritate, inclusiv față de Dumnezeu, față de credință, față de orice. Păi nu mai este nicio condamnare. Nu vezi că sunt bine? Este... Acum, dacă aș merge puțin în societatea noastră românească, fără să dau exemple, sunt convins că fiecare din noi ne-am putea gândi la exemple, la oameni care au făcut anumite fapte și dintr-un motiv sau altul n-au fost condamnați și în loc măcar să se bucure, să tacă din gură și să schimbe viața, continuă să stea cu tupeu cu fruntea sus. Păi nu vezi că n-am fost condamnat. Și o ține și usitoare că ce curat e el. Faptele condamnabile rămân. Însă, nu este nicio condamnare. De ce? Pentru că suntem în Hristos. Și lucrul ăsta este primul pe care trebuie să-l înțelegem
din acest mesaj, din acest capitol, din Apostolul Pavel a vrut să spună un gând practic și direct pentru cei din Roma. Și sunt convins că Dumnezeu l-a lăsat acolo ca să fie la fel și pentru noi. În Hristos înseamnă că nu doar scăpăm de condamnare, ci prin El și în El am împlinit legea lui Dumnezeu. Este revoluționar acest gând. Adică, faptele noastre, amintirea faptelor noastre, omenirea faptelor noastre, ne țin smeriți. Noi știm cine suntem. Noi știm cum suntem. Noi știm ce am făcut. Însă, nu mai este condamnare. Pentru că suntem în Hristos. Și mai mult, în Hristos, zice Apostolul Pavel, am împlinit legea lui Dumnezeu. Ce urmează este ca această împlinire a legii în Hristos să se transpună în fapte în viața noastră de zi cu zi. De drept, și asta am auzit data trecută, de drept, această împlinire, această sfințire a fost realizată deja prin Hristos. De fapt, în practică, această sfințire, această împlinire a legii lui Dumnezeu este în alegerea noastră. Din păcate, această alegere înseamnă zbatere, luptă, uneori suferință, uneori stropire și o alegere zilnică. Ce mai înseamnă acest în Hristos? Acest în Hristos înseamnă binecuvântarea sau privilegiul justificării. Am fost îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, dar mai înseamnă încă ceva. Binecuvântarea sau privilegiul sfințirii. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu îți spune nu mai este nicio condamnare pentru tine, asta îți dă un privilegiu. În sfârșit am posibilitatea să împlinesc legea lui Dumnezeu. Să fiu, sunt chemat la sfințire. Asta îmi dă mie demnitate. Știți, Dumnezeu nu ne-a tratat așa, bine, te-am iertat, hai lasă-mă face că știu eu cine ești. Și Dumnezeu pur și simplu ne invită în acest drum al sfințirii și pășește cu noi în fiecare zi și parcurge acest drum pas cu pas împreună cu noi, pentru că acest în Hristos implică această binecuvântare, acest privilegiu al sfințirii. Și am ales să spun privilegiul sfințirii, pentru că de foarte multe ori când vorbim de sfințire, ne gândim la fețe triste, la... știu eu, nemâncați, la fețe slute, la cine știe ce altceva. La chin, la ne duce mântuirea până la capăt. Cu... nu. Drumul sfințirii este un privilegiu, este o cinste. Dumnezeu ne-a făcut cinstea asta să ne cheme pe drumul sfințirii care înseamnă apropierea de El. Și atunci pășești cu bucurie pe acest drum. Atunci o iei ca pe o responsabilitate. Cum? În viața fiecărui om este un principiu guvernant. Adică ceva ce dă tonul. Ceva ce te conduce. Este un criteriu prin care interpretezi toate lucrurile care ți se întâmplă și toate lucrurile pe care le vezi, toate mesajele pe care le primești, tot ceea ce faci este determinat în răspunsul tău de acest principiu guvernant. Și asta se întâmplă în primul rând la nivelul minții. Vedeți, sunt oameni care sunt, știu eu, ingineri, profesori universitari, sculeri matrițeri, ce-o fi, și sunt foarte pricepuți în meseria lor. Și câte unul se uită la și zice, băutura aia lua mințile. El e la fel de priceput în meseria lui, dar principiul guvernant peste viața lui este dependența de băutură. Și toate lucrurile le face și le interpretează prin acest principiu guvernant. Asta îi determină acțiunile și faptele. S-a făcut mai prost? Nu știu. Probabil nu. Știe ce a știut? Știe. Continuă să funcționeze la parametrii normali. Probabil. Dar are un principiu guvernant care dictează viața și alegerile.
la polul opus, un principiu, un alt principiu guvernant poate fi iubirea. Și toate lucrurile le traduci prin iubire. Este unul din cele mai frumoase lucruri să vezi pe cineva îndrăgostit. Îi se moaie inima. A venit. Acum e bine. Și toate lucrurile se traduc prin acest principiu guvernant. Un exemplu îl găsim în Ioan 4:16. Poți să pui, te rog frumos, versetul ăsta. 1 Ioan 4:16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Iată un exemplu fantastic de principiu guvernant al vieții. Dragostea lui Dumnezeu rămâne în noi. Dacă dragostea lui Dumnezeu rămâne în noi, noi rămânem în Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în noi. Dacă dragostea lui Dumnezeu ne conduce viața, zice Dumnezeu rămâne în noi. Adică este împlinită legea. Mulțumesc! Acesta este un exemplu de principiu guvernant care le conduce, dă tonul peste toate celelalte. O observație. În primul rând, legea, adică regulile și pedeapsa sau amenințările, sunt pentru copii, pentru imaturi. N-ai cum să explici unui copil de principiu guvernant. Uite, ăsta e principiul. Respectă. Unui copil trebuie să-i faci reguli. Da. Unui copil trebuie să-i faci reguli. Ba mai mult, uneori trebuie să simtă și amenințarea. Și de aceea Apostolul Pavel vine și spune: dacă sunteți niște copii, iată cum stau lucrurile. Umblarea după lucrurile firii pământești, și spune amenințarea, înseamnă moarte. Vezi că dacă umbli după lucrurile firii pământești, înseamnă moarte. Însă umblarea după lucrurile Duhului este cu totul și cu totul altceva. Principiul guvernant, definitoriu, este pentru cei maturi. Cei maturi știu ce trebuie să aleagă fără reguli și fără amenințări. Pentru că au un principiu superior. Zice Pavel în partea dinainte care s-a discutat duminicile trecute: văd legea asta a păcatului în mine, însă legea Duhului de viață este mai puternică. Adică, nu contează pornirile mele. Nu contează dacă mă vede cineva sau nu mă vede. Nu contează care sunt regulile. Dacă din toate regulile s-ar schimba, aș trăi mai destrăbălat? Dacă dintr-o dată regulile astea, dacă dintr-o dată sunt anumite lucruri care devin legale, mă duc să le fac pentru că s-au schimbat regulile. Înțelegeți ideea? Un om matur are un principiu guvernant dincolo de lege și dincolo de amenințări. Pentru că iubește, pentru că vrea altceva, pentru că știe cine este și la ce este chemat. Așadar, trăim potrivit cu firea sau potrivit cu Duhul? Care este principiul guvernant în viața noastră? Mă gândesc, spune Apostolul Pavel, la lucrurile firii sau mă gândesc la lucrurile Duhului? Astăzi o să vorbim foarte mult conceptual ca să înțelegem de ce facem ceea ce facem și de ce suntem așa cum suntem. Fie că vrem să admitem, fie că nu, faptele noastre nu sunt cauza, ci faptele noastre sunt doar niște efecte. Cauza, de cele mai multe ori, pentru faptele noastre, este aici. Care sunt lucrurile determinante pentru mine? Care sunt lucrurile determinante pentru tine? Te gândești la lucrurile firii sau te gândești la lucrurile Duhului? Umbli, cauți
îndemnurile firii la nivelul minții tale. Acolo este bătălia, spune Apostolul Pavel. Vom vedea mai târziu în Roman 12, zice, voi să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă înnoiți prin, să vă prefaceți, să vă schimbați, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în noi să ne schimbe mintea, să ne schimbe gândurile. De ce? În Proverbe 23 zice, în traducerea Cornilescu este puțin altfel, dar originalul spune, cum gândește un om în inima lui? Așa este. Care sunt lucrurile pe care le gândești? Care e principiul guvernant care îți determină viața și alegerile? Am putea da foarte multe exemple negative. Banii. Propria plăcere. Cinstea din partea oamenilor. Exemple de principii guvernante. Și toate faptele și toate acțiunile se supun lucrurilor la care te gândești. Asta vrei. Sunt consecințe în viața ta. Sunt consecințe în viața mea. În Matei 16 am fost foarte surprins să văd că este aceeași expresie și când îi spune Domnul Iisus lui Petru, tu nu știi de ce Duh ești călăuzit, înapoi a mea Satano. Și traducerea de acolo a expresiei înseamnă gândești gândurile oamenilor și nu gândești gândurile lui Dumnezeu. Vedeți unde e bătălia? La ce te gândești? La lucrurile oamenilor? La lucrurile lumii? Cu alte cuvinte, în felul lumii? Sau după principiile lui Dumnezeu? Pentru că preocuparea pentru fire, pentru lucrurile lumii, și aici vreau să fac o paranteză, traducerea, din păcate, în limba română este limitată. Și această fire, de cele mai multe ori, este limitată la aspectele carnale ale trupului. Însă, ceea ce Apostolul Pavel spune în acest capitol trece mult dincolo de pornirile trupești. Și când spune lucrurile firii, cu alte cuvinte spune lucrurile omului, lucrurile păcatului care e la lucru în viața ta, este sistemul lumii. Este păcatul, este natura coruptă care funcționează în noi și de acum înainte când mă refer la fire sau lucrurile firii, mă refer la asta, la tot ceea ce face, gândește, întreprinde, alege omul. Bune sau rele? De folos sau fără folos? Sunt lucruri generate de Duhul lui Dumnezeu după principiile și legile lui Dumnezeu și sunt lucruri generate de lume, de fire, de păcat, de sistemul lumii, de Satan, de natura noastră păcătoasă. Și preocuparea pentru fire înseamnă moarte. Preocuparea pentru lucrurile Duhului înseamnă viață și pace. Mai mult, preocuparea pentru fire, așa am citit, în primul rând este dușmănie față de Dumnezeu. Wow! Îți dai seama cât de... ce schimbare potențială poate să producă în viața mea și în viața ta înțelegerea acestor lucruri. Cum se traduce asta? Dacă umbli după lucrurile firii, dacă umbli după lucrurile lumii, dacă umbli după lucrurile păcatului, dacă te stăpânește și te conduce natura ta coruptă, moștenirea ta culturală este vrăjmășie, dușmănie cu Dumnezeu. Mai mult, nu se poate supune lui Dumnezeu. Nu-i poate face plăcere lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Și de aici este această întrebare, cine mă va izbăvi? Cum, Doamne? Păi dar n-am ieșit din lume.
Chiar Domnul Iisus Hristos când se roagă pentru ucenici, zice, Tată, nu îți cer să-i scoți din lume. Cu alte cuvinte, scoate lumea din ei. Îi trimit în lume. Dar îi cer să-i izbăvești de lume. Este un sistem al lumii. Este ceea ce omul și sistemul și trăirea noastră reprezintă, care e împotriva lui Dumnezeu, nu-i poate face plăcere lui Dumnezeu și nu se poate supune lui Dumnezeu. Și nu suntem scoși din lume, ci trăim încă în lume. Cel puțin majoritatea, da? Suntem aici. Cum le împăcăm pe cele două? Și aici avem o problemă foarte mare, pentru că sunt acești doi poli. Acești doi poli între care pendulăm tot timpul și nu știm cum să îi împăcăm. Acești doi poli sunt reprezentați prin, și aici intrăm în esența lecției de azi. Rău, bine. Profan, sacru. Material, spiritual. Rațiune, revelație. Intelect, credință. Moșteniri socioculturale, sisteme religioase. Sistemul lumii, împărăția lui Dumnezeu. Sunt acești doi poli între care pendulăm tot timpul și noi suntem în mijloc. Un teolog american, Van Hooser, a scris o carte extraordinară despre această luptă între tot ceea ce omul și cultura și societatea reprezintă și împărăția lui Dumnezeu. Și el zice așa, scena pe care se joacă drama asta umană este interacțiunea dintre perspectiva și influența divină, pe de o parte, și prezența răului prin puterea păcatului în lume sau în individ. Nu putem nega că răul este prezent în viața noastră sau în lumea înconjurătoare. Corect? Și acest rău nu este unul pasiv. Prezența răului în noi și în lumea din jurul nostru este o prezență activă. Vrea să ne prindă, să ne acapareze, să ne inunde, să ne țină. În același timp, este influența și perspectiva lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care continuă să lucreze în lume. Un Dumnezeu care continuă să se amestece în treburile noastre. Un Dumnezeu care ne cheamă, care ne așteaptă. Un Dumnezeu care creează și astăzi. Un Dumnezeu care mântuiește și ridică și astăzi. Și noi suntem prinși între aceste două influențe. Ce spune Van Hooser este că teologia este încercarea de a evalua jocul lumii după criteriile lui Dumnezeu. Adică, noi suntem pe scenă. Și trăim pe scena asta și sistemul lumii și lumea se uită la noi și pe de altă parte Dumnezeu și împărăția Lui se uită la noi. Și noi suntem actorii în această viață, în această scenă. Teologia este evaluarea după criteriile lui Dumnezeu. Adică prin criteriul lui Dumnezeu ne uităm dacă ceea ce facem este bine sau rău. Este potrivit sau nepotrivit. Cultura, spune Van Hooser, este punerea în scenă a convingerilor și valorilor comune sau individuale. Cu alte cuvinte, și vreau să înțelegeți bine, ceea ce spun prin cultură nu este limitat la artă, sculptură, muzică de un anumit fel, realizări artistice deosebite, ci mă refer la totalitatea produsului uman. Bun și rău. Ceea ce facem noi pe această scenă a vieții este că ne punem în practică convingerile, valorile comune sau individuale. Cu alte cuvinte, nu te poți sustrage acestei bătălii. Dacă îl negi pe Dumnezeu, înseamnă că trăiești în conformitate cu convingerile tale. Dacă nu crezi că valorile lui Dumnezeu sunt demne de a fi primite și puse în practică, se va vedea în consecințele faptelor tale, în consecințele faptelor mele. Nu pot să ocolesc această bătălie. Pun în practică ceea ce cred.
nimeni nu acționează împotriva propriilor convingeri. De aceea, Apostolul Pavel vine și spune, care sunt lucrurile după care umbli? Care e principiul guvernant în viața ta? Pentru că nu vei acționa împotriva propriilor tale convingeri, ci vei face așa cum crezi tu că e bine. Cine determină ce este bine pentru tine și pentru viața ta? Și acum, ca să înțelegem puțin mai bine de ce facem ceea ce facem, de ce suntem ceea ce suntem, am ales să vorbesc pe scurt despre patru tipuri de interacțiune dintre Hristos și sistemul lumii, produsul uman numit cultură. Cum este această interacțiune? Și vreau să încerc să te identifici, să vezi unde te afli. Ca să știi de ce ești cum ești și ce anume te determină să fii așa cum ești. În primul rând, este această teorie care spune că Hristos este împotriva culturii. Iată câteva caracteristici. Prima caracteristică este respingere totală a contactului cu lumea, cu sistemele socio-umane. Lumea e rea, lumea e vinovată, n-avem nimic de a face cu asta. Ați întâlnit astfel de oameni? Îi știți, îi cunoașteți? Ați acționat așa? Ați fost așa vreodată? Sunteți așa? Este interpretarea radicală și limitată a poruncii nu iubiți lumea. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și cei care susțin sau interpretează această bătălie dintre cei doi poli așa, spun că orice exprimare umană în afara bisericii este rezultatul păcatului. Natura coruptă a omului vine din interacțiunea lui cu lumea și revelația este împotriva rațiunii și invers. Ba chiar au fost părinții ai bisericii care au spus, tocmai de aceea cred pentru că nu are sens. Și cred doar lucrurile care nu au sens și sunt împotriva rațiunii. Și tot ce reprezintă biserica și Hristos trebuie să fie complet și total împotriva lumii și n-am nimic de a face cu lumea, pentru că așa a zis Domnul Iisus, să nu iubim lumea și dacă cineva iubește lumea, zis Ioan, dragostea Tatălui nu este în el, așa că mă separ de absolut orice reprezintă lume, sistemul lumii și în afara bisericii. Consecințe. Prima consecință este izolarea completă față de societate, respingerea și disprețul profund față de lume. N-am nimic de a face. Aia, pedeapsa și focul. Mă opresc, nu. Câteva obiecții. Prima obiecție este că această concepție duce la izolarea completă sau chiar neagă sau ignoră prezența și actul creator al lui Dumnezeu în lume. În prezent. Noi nu ne putem izola de lume. Știți de ce? În primul rând, pentru că Dumnezeu lucrează în lume și astăzi. Pentru că Dumnezeu iubește păcătosul care e acolo. Și prin mine și prin tine vrea să ajungă la acel păcătos. Eu nu sunt chemat să mă separ, ci sunt chemat să trăiesc altfel. Dar vom vedea asta puțin mai încolo. Dumnezeu continuă, actul creator al lui Dumnezeu este prezent în lume și astăzi. O altă obiecție este că respingerea culturală generează propria subcultură izolată. Dacă biserica se izolează în interiorul propriilor pereți, își creează propria subcultură și nu mai este relevantă cu nimic și nu mai are niciun mesaj pentru nimeni. Ușor trecem mai departe. Dincolo la celălalt pol este Hristosul culturii. Și s-ar putea de foarte multe ori să gândim așa chiar fără să știm. Nu există conflict între biserică și lume, spune această teorie, între harul divin și efortul uman. Esența lucrării lui Hristos și a culturii este progresul etic și moral universal. Cu alte cuvinte, vin oamenii și spun, dar nu contează. Toate căile duc în vârf. Nu contează pe care. Mergi prin Hristos, mergi prin cultură, mergi prin educație, mergi prin hinduism, mergi prin orice, tot acolo în vârful muntelui o să ajungem, pentru că scopul final este același. Și Dumnezeu și cultura vrea să ne facă niște oameni etici, morali, cu minți, care trăiesc la locul lor.
Și atunci nu este niciun conflict, este un Hristos al culturii. Se definesc reciproc și cultura prin Hristos și Hristos prin cultură. Pentru că scopul este progresul, educația, virtuțile morale. Care e diferența, zic cei care gândesc așa, între un om moral prin propriile puteri și un om moral prin puterea Duhului lui Hristos? Nu este niciuna. Consecințe. Lucrarea Evangheliei este redusă la un aspect etic și moral. Și lucrarea Evangheliei nu se oprește la asta. Convingerea că educația și valorile rezolvă problemele umanității. Asta este o altă consecință. Umanismul excesiv. Așa s-a ajuns să-l pună pe om în centru. Până și Dumnezeu are ca scop bunăstarea noastră. Până și Dumnezeu face toate lucrurile pentru cine? Pentru noi. Noi putem să-L definim pe Hristos în termenii noștri. Nu neapărat mai avem nevoie de revelație. Dar nu intru în amănunte, pentru că dar suntem determinați de multe ori de aceste lucruri. Că admitem că nu. Încercăm să-L definim pe Hristos doar prin acești termeni. Obiecții. Prima este relativizarea valorilor și adevărului despre om, istorie și destin. Toate lucrurile sunt relative. Și tu ai dreptate și eu am dreptate. Și ceilalți au dreptate și alții au dreptate. Și așa s-au întâlnit să se roage împreună și cei care se roagă lui Hristos, și cei care se roagă la șerpi, și cei care se roagă la Duhul morților, și cei care sunt, de orice fel. Un ecumenism care nu are nimic de a face cu creștinismul și cu Hristos, un ecumenism absolut universal care nu contează. Tu poți să crezi în tine. Ești binevenit. O altă obiecție este lipsa de soluții și răspunsuri pentru problema păcatului și a răului fundamental. Și aici vreau să mă opresc puțin. La sfârșitul anilor 1800, oamenii au început să zic așa, problemele omenirii vor fi rezolvate prin progres economic și prin educație. Și au insistat și asta a generat revoluția industrială și bunăstarea. Și atunci au zis, avem bani, educăm oamenii și așa vom avea progres social fantastic și o să rezolvăm problemele omenilor. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu să ne vindece că inventăm medicamente. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu să ne dea gânduri corecte că punem pastiluțe. Nu mai avem nevoie de... Progresul va veni prin bunăstare socială, financiară, așa mai departe, și prin educație. Asta a spus la sfârșitul anilor 1800. Ce a urmat? A fost primul și al doilea război mondial. Pentru că esența răului din noi nu poate fi rezolvată prin progres social. Și din păcate, nici prin educație. Nu că nu sunt bune, nu că nu sunt binevenite. Dar nu astea îl definesc pe Hristos. Răul din noi nu este scos afară cu educație. Și de aceea Hristos nu poate fi definit prin termenii culturali din jurul meu, ci prin ceea ce El a spus despre sine, prin revelație. Penultimul. Hristos deasupra culturii sau Hristos și cultura în paradox. Vreau să spun că acestea două sunt distincte, însă am ales să le pun împreună pentru că au câteva puncte comune. În primul rând, această abordare spune că omul este corupt în natura sa. Recunoaște că omul este rău. Omul e corupt. Păcatul stăpânește peste om și omul este corupt. Nașterea din om, însă, rezolvă problema răului din om. Și atunci nu mai respingem lumea, nici nu lăsăm lumea să definească ce credem, suntem undeva la mijloc. Acceptăm că este rău în lume și prin nașterea din nou răul din noi, prezența răului din noi este oarecum rezolvată. Asta înseamnă că moralitatea și etica nouă este, spune această teorie, superioară eticii și moralității vechi. Adică, lucrurile pe care le-am făcut până acum sunt inferioare și ceea ce fac acum este în sfârșit bine.
Implementarea completă a legii noi va fi doar în veșnicie. Adică Dumnezeu mi-a dat o lege nouă, o moralitate, o etică nouă, încerc să o împlinesc, dar pe deplin o voi face doar în veșnicie. Și aici vreau să fim foarte atenți, pentru că mișcarea evanghelică, mai ales românească, este extrem de bine definită de această abordare. Consecințe. Viața prezentă și viitoare sunt în paradox. Ori viața de aici n-are sens, ori cealaltă n-are sens. N-ai cum să le pui împreună. Trupul nu e așa important. Spiritualitatea doar. Fără să nege necesitatea culturii prezente, proclamă doar importanța destinului și a vieții viitoare. Adică, nu negăm, trăim acum, încercăm să facem bine cât de cât ne descurcăm. Însă, atunci, odată, acolo și doar acolo, și atunci, sunt câteva obiecții. Izolarea de societate prin ignorare și neimplicare. Nu ne mai interesează. Nu? Am întâlnit oameni care au spus așa. Domnul m-a mântuit, am făcut botezul, acum un singur lucru am de făcut. Să aștept să vină Domnul pe norii cerului. Cum? Și până când vine, ce faci? Și de ce nu te-a luat și nu te-a dus acum? De ce te-am mai lăsat aici? Cum interacționezi cu lumea și cu cultura din jurul tău? Cum rezolvi această dilemă de care Pavel vorbește? Cum trăiești? Doar așteptând? Trăirea doar pentru viitor și mântuirea se rezumă la atunci și acolo. Și aici nu este decât ne ducem, frate, ne chinuim sufletul. Ca Noe în mijlocul. Ca Lot. Și ultima este Hristos care transformă. Trebuie să spun că este concepția de care mă simt cel mai apropiat. Nu am nimic cu celelalte idei, parte din ele sunt destul de reușite, însă nu pot să mă identific cu în totalitate. Cu această concepție însă da. De ce? Dacă vezi pe Hristos ca nu fiind împotriva culturii, sau definit de cultură, sau deasupra, în paradox, în contradicție cu tot ce-i jos, ci vezi pe un Hristos direct implicat în viața, în lumea, în societatea în care trăim, însă Hristos transformă. Hristos schimbă. Hristos nu este doar autorul unei legi noi. El este Mântuitor, este Răscumpărător și este Domn. Slăvit să fie numele Lui! Știi ce înseamnă asta? Nu doar a venit Hristos pentru mine să-mi pună un etalon nou în față și să spună, descurcă-te! Hai să văd cum îl împlinești pe ăsta. În ceea ce privește pe Hristos, este Mântuitor, Răscumpărător și Domn. În ceea ce privește omul, el nu este doar în fața unei reprezentări sau unei performanțe morale sau spirituale. Eu nu sunt comparat cu reușitele mele. Și dacă reușitele mele sunt prezente, sunt transformat și sunt om bun. Eu sunt adus în fața lui Dumnezeu. Nu reușitele mele mă schimbă și vreau să mă auziți bine. Nu reușitele mele mă schimbă, ci apropierea mea de Hristos aduce transformare și schimbare. Nu cultura din jurul meu îmi determină gândirea și felul de a fi, ci apropierea de Hristos. Dar asta nu înseamnă că lipsesc. Dar dacă m-a schimbat Hristos pe mine, poate schimba și pe cei din jur. Prin cine? Zâmbiți. Interacțiunea, istoria este interacțiunea neîntreruptă dintre Dumnezeu și om. Istoria nu este o reprezentare a unei realități care undeva dincolo și din când în când se răsfrânge și aici.
Este o interacțiune continuă între Dumnezeu și om. Dumnezeu face ceva și astăzi. Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu creează și astăzi. Dumnezeu mântuiește și astăzi. Dumnezeu răscumpără și azi. Dumnezeu face ceva și azi. Doamne, fă între noi! Doamne, fă în jurul nostru, în contextul în care trăim. Trebuie să înțelegem că Hristos, încă o dată, nu este împotriva a tot ceea ce trăim și suntem și facem. Hristos nu este definit prin ceea ce trăim și facem noi în termenii noștri. Hristos nu este undeva deasupra cu moralitate superioară și noi ne trăim chinul de pe o zi pe alta, ci Hristos este aici, prezent și transformă și schimbă. Mântuiește, ridică. Și atunci Apostolul Pavel spune, cine mă va izbăvi? Cum voi scăpa între umblarea după lucrurile firii și umblarea după lucrurile Duhului? Mă voi izola de lume, de viață? Voi ieși din lume și voi trăi în propriile mele gânduri? Nu le pot ignora. Vin înapoi aici și traduc lucrurile Duhului prin lucrurile firii? Sunt în mijloc și trăiesc între cele două realități, pendulând în continuu, dorindu-mi să fiu acolo, deși recunosc că sunt aici? Sau aprind lumina. Las pe Hristos să aducă lumină. Las pe Hristos să transforme. Las pe Hristos să mă schimbe pe mine și să schimbe cei în jurul meu. Consecințe. Credem în transformarea dinspre ceea ce suntem, spre ceea ce am fost creați să fim. Crezi că Domnul are o voie pentru tine? Amin. Crezi că Domnul are o chemare pentru tine? Crezi că Domnul are un plan pentru viața ta? Domnul să te aducă cât mai aproape de ceea ce ai fost creat să fii. Amin. Aici este rezultatul reformei. Și aș vrea așa de mult să mă audă fiecare, toți cei prezenți. Și mai ales bărbații. Și nu numai. Și mai ales femei. Și nu numai. Vocația, munca, faptele cotidiene de zi cu zi sunt o exprimare, o expresie a credinței mele în Dumnezeu. Am întâlnit oameni care au spus, eu sunt businessman și tot ce fac, fac pentru Domnul. Dacă un zugrav tot ce face, face pentru Domnul, cine nu și-l dorește? Dacă la croitorie tot ce faci, faci pentru Domnul. Înțelegi? Noi nu suntem, astea sunt dosi importante. Noi acolo, într-o zi. Nu sunt nici eu, n-am nimic de a face. Tot ce fac este o expresie a credinței mele în Dumnezeu. Felul în care salut, felul în care trăiesc, felul în care vorbesc, alegerile pe care le fac, felul în care dau examenul. Felul în care țin promisiunile. Felul în care îți tratezi angajații. Felul în care îți tratezi șef. Pentru că umblarea după lucrurile firii aduce stricăciune și moarte. Și o vedem în jurul nostru. Însă umblarea după lucrurile Duhului aduce viață. Umblarea după lucrurile Duhului nu ne separă, nu ne pune într-o altă lume, nu ne izolează, ci umblarea după lucrurile Duhului schimbă și transformă viața mea astăzi, aici, acum. Și viața ta.
Viața nu este doar o așteptare a veșniciei, ci mai degrabă viața este o descoperire a iubirii și a principiilor lui Dumnezeu. De ce ești aici? Ca Dumnezeu să-și descopere slava prin tine. Și cei din jurul tău când se uită la tine să-L vadă pe El. De ce să umbli după îndemnurile Duhului? Pentru ca slava lui Dumnezeu să fie descoperită prin tine. Să fii ceea ce ai fost făcut să fii. Nu pentru oameni, ci pentru Domnul. Concluzii. Trăiesc pentru atunci și acolo. O, cum ne aștept? Cum nu cântăm despre asta? Cum nu ni se bucură inima când ne gândim că într-o zi Împărăția lui Dumnezeu va fi descoperită plenar? Nu știu unde, nu știu cum. Sincer, nici nu e important. Când, cum și unde. Vom fi cu Hristos și vom fi ca El. Și aștept asta. Însă, împlinesc voia lui Dumnezeu aici și acum. Asta spune Apostolul Pavel. Nu vorbește doar de moartea față de păcat, ci de trăirea prin Hristos împreună cu Dumnezeu. O altă concluzie, și am vrut să așteptați cu asta. Pentru că uneori așa se împlinește trăirea prin credință. Până vine. Până se vede. Până iese la suprafață. Până când... De atâtea ori mi l-am imaginat pe Dumnezeu uitându-se la mine cum se uita bunicul meu. Eu pe bunicul întotdeauna nu știu bătrân. Era din 1905. Pe când m-am născut eu în 73, adunase deja un pic de istorie. Și se uita cu atâta calm la mine și zicea, de câte ori făceam, cu cât prostia era mai mare. Se uita și zicea, Doamne, crește-i mare. Și mie, Doamne, dă-mi răbdare. Și mi-l imaginam pe Dumnezeu care se uită la împiedicarea noastră, la împleticirile noastre, la alegerile noastre copilărești, de atâtea ori. Mai câte o amenințare, mai câte o regulă, uitându-se la noi zicând, Doamne, Doamne, când o să crești și Tu mare? Când o să înțelegi și Tu că viața prin credință este posibilă în prezent? Lucrarea transformatoare vizează toate aspectele vieții umane, fizic, material, financiar, spiritual, mental, profesional, puneți voi ce vreți acolo, emoțional, duhovnicesc. Lucrarea transformatoare vizează toate aspectele vieții umane prin înnoirea minții, pe de o parte, și prin ascultarea de îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, principiul guvernant care îmi determină gândirea trebuie să fie înnoit, schimbat, transformat după cuvântul lui Dumnezeu. Și felul în care trăiesc este o ascultare a credinței. Sunt schimbat, sunt transformat de Hristos care a venit. Și Apostolul Pavel încheie și spune așa, cum sunt posibile aceste lucruri? Pentru că voi nu mai sunteți în fire, ci sunteți în Duhul. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Sunt patru lucruri cu care Pavel încheie acest pasaj. În primul rând, el este
În primul rând vorbește de viață. De la versetul 9 la 11 l-am citit, zice așa, Duhul este viața voastră. Nu mai vorbim de moarte, acum vorbim de viață, de cum trăiești. Și Duhul lui Dumnezeu este în tine și în mine, ca să mă învețe cum să trăiesc. Doamne, ajută-ne să ascultăm, ca să avem viață. Apoi vorbește de libertate și îmi place așa de mult, zice, și nu mai sunteți datori firii cu nimic. E așa de tare afirmația asta. Ți s-a întâmplat vreodată să fii dator cuiva și să nu poți plăti înapoi și până să plătești, să tot... De câte ori te întâlnești? Nu trebuie să trăiești așa. Tu nu mai ești dator. Nu mai datorezi nimic. Nu aveți un duh de robie, zice Pavel. Ridică fruntea sus. Ai viață, ai libertate. Ai mult, ai o nouă identitate. Zice, voi n-ați primit un duh de robie, ci un duh al înfierii, care vă face să strigați, Ava, Tată, Aleluia. Asta este consecința apropierii lui Hristos de mine. Am o nouă identitate, știu cine sunt și trăiesc altfel în lumea asta. O colegă prin anul 2 de facultate că a început să descurce foarte bine la pian și era din Republica Moldova și exprimarea în limba română era oarecum și limitată. Și la un moment dat vine la școală și zice, știi ce m-am gândit astăzi venind cu tramvaiul la școală? Oamenii ăștia din tramvai nici nu știu lângă cine stau. I se schimbase perspectiva despre sine. Păi noi cântăm la pian, noi știm asta, noi știm asta, noi știm palea. Oamenii ăștia nici nu știu lângă cine sunt. Cum trăiești știind că ai cui să spui Tată? Cum trăiești știind că nu mai ești rob, că ai viață și că ai o nouă identitate. Că ești primit. Că ai un duh al înfierii. Că ai un destin. Și încheie Apostolul Pavel spunând, noi suntem fii, copiii Tatălui, suntem moștenitori și mai mult vom fi proslăviți împreună cu El. Dacă și suferim împreună cu El, și asta este tema de data viitoare. Acum, înainte de a ne apropia de ceea ce simbolizează trupul și sângele Domnului, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Vino. Și apoi du-te și trăiește împlinind.